Salutare lume și mare, găsit la un nou videoclip, Bike Vlog pe acest canal. Ce mai faceți, cum mai duceți? Ok, hai să începem coborârea. Sper să mă țină bateria, dar probabil că nu o să fie un bike vlog prea lung, pentru că am pornit cu 100% de acasă și deja mai am 68% și nici nu prea am filmat. Deci se duce bateria super mega repede și asta e nasol rău de tot. Ia. Bă, aderența pare ok, suntem la hanul mureșenilor și hai să pornim, hai să-i dăm la vale pe aici. Sper să nu rup gâtul, mi-am dat așa jos de tot ca să am aderență, ca să ating cu picioarele să controlez mai bine bicicleta. Sper să mă țină bateria până jos și hai să ne bucurăm de coborâre. Problema cea mai mare e că am o problemă cu schimbătorul și nu mai vrea să-mi schimbe pinioanele. Oricum văd că e super mișto pe aici, e nasol că cu datul la pedale sunt pe pinionul mare și e vale și trebuie să dau super repede la pedale dacă vreau să prind puțină viteză. Și acum am aderență mai nasoală decât ultima dată când am făcut bike vlog, pentru că acum sunt minus 12 grade și timp de 2 zile au fost minus 12 grade. Și e cam nasol pentru că am înghețat zăpada și am aderență mai proastă. Bine, momentan mă că e ok. O să țin picioarele jos ca să fiu mai sigur. Hai să intrăm aici în zăpadă. A, ce șmecher. Bun, acum vreau să urc pe dealul ăsta și să ne dăm de aici cu bicicleta. Bine, în mod normal pe aici se merge cu Sania, nu cu bicicleta, dar hai să facem o nebunie. Hai să urcăm pe aici și să coborâm cu bicicleta. Mamă, ia uitați ce zăpadă mare e aici. Uai, hai că nu mai așa mult de urcat. Uai, mă, fundă zăpadă aici. Aici chiar e zăpadă mare. Uai, cad pe aici pe jos. Gata, hai că am reușit. M-am afundat acolo în zăpadă, că era zăpadă super mare. Serios, aici e zăpadă așa mică? Acolo era zăpadă super mare. Ia să vedem, oare pot să merg pe biță aici? Oh, hai că aici nu e așa mare. Ce caterincă, e... ba da. Mă afund. Bă, mă bucur că totuși pot să merg cu bicicleta. Aici iarăși e zăpadă mai mare. Dar e mișto rău, senzația. Ha, ce fain e. Totul alb. Și nu prea vorbesc, că încerc să mă concentrez. Oh, ce aici? Ce gheață aici? Mamă, aici e gheață, what the fuck? Ce caută gheață aici? Așa. Dar mă mir că e chiar ok zona asta, adică chiar merg bine cu bicicleta pe aici. Mă, dar ce-i gheață? What the fuck? Bun, și aici este coborârea. Hai să începem. Aoleu. Hai să vedem pe unde o luăm, pe unde e zăpadă mai mare, ca să mă afund și să nu mă duc chiar atât de tare. Pe aici pare a fi zăpadă mai mare. Sper doar să nu fie vreo gaură să intru în ea. Oh, dar merge, mă. Ia uite acolo, dita mai câinele, sper că nu poate să iasă ăla de acolo. Că dacă iese, mă mănâncă. Hai că, dacă nu dau la pedale, mă fund, văd. Ce mare e zăpadă aici. Hai să-i dăm. Hai
Hai, dă-i. Parcă vezi cum mă duc în cap aici. Hai că nu m-am dus, că am străpuns stratura de zăpadă. Bun, și acum hai să schimbăm și să-i dăm. Băi, cât de genial a fost acolo. Și gen, chiar poți să-i dai destul de tare, că e zăpadă mare. Băi, a fost super. Numai că aici nu prea fost să prind viteză, că v-am zis să nu mai pot să schimb pinioanele, pot să schimb doar foile. Și din păcate nu prea pot să prind foarte mare viteză. Da, asta e, ok. Ia să vedem, atacă cățelușul. Ah, n-are nicio treabă. Bine, nu e ok să iau mâinile de pe ghidon fix aici. Sper să n-alunec, dar n-alunec, că aici e curățat. Ah, ce șmecher a fost, e super șmecher prin zăpadă, deci e genial, rău de tot. Da, cred că o să luăm pe aici, că trebuie să ne ducem spre casă. Da, nu sunt foarte departe de casă, sunt chiar super mega aproape. Pentru că dacă mergi singur cu bicicleta, e plictisitor să mergi la drum mai lung. E șmecher să mergi la drum mai lung când sunt cu câțiva prieteni sau ceva de genul. Că dacă mergi singur, e chiar e nasol, e plictisitor. Și de asta nu m-am dus super departe. Hai să luăm pe aici și aici la stânga. Mamă, anul trecut parcă când am fost pe aici era o zăpadă așa mare. Am impresia că nu era curățată pe stradă. Așa. Hai să nu pic. Fai, dar ce mă oftic, că nu mai pot să schimb pinioanele. No, asta e, merge și așa. E ok. Sper că mă mai ține bateria la cameră. Că am observat că se duce mega, mega rapid. Adică se duce mult mai repede decât vara. Mă ține super puțin bateria. Vai, sper să mă țină. Măcar acolo, nu știu, jumătate de oră, 40 de minute. Dacă m-ar ține bateria, ar fi ideal. Că, na, vă dați seama că chiar dacă bike vlogul iese de 10-20 de minute, eu filmez mai mult de 10-20 de minute, dar tot aia iese bike vlogul, că mai tai, adică gen, eu fac bike vlogul, pot să-l filmez de 30-40 de minute și să iasă doar 10-20 de minute, pentru că eu din ce filmez mai și tai când îl editez. Asta e faza. Deci de asta sper să mă țină. Uite, eu schimb aici, dar nu se întâmplă nimic. De asta sper să mă țină măcar jumătate de oră sau 40 de minute. Vedeți, iau, te schimb aici, nu se întâmplă nimic. Văd că acum fac banii hopul mai mic. Hai că e curățat aici. E ok. Să intru în zăpada asta mare? Nu. Mai bine nu. Cred că ar fi interesant să intru cu viteză într-o zăpadă de-asta mai mare. Vai, ce repede trebuie să dau la pedale. Oh, bine măcar că schimbă foile. Măcar atât. Vai, trebuie să dau super repede la pedale. Ce mai faceți? Cum mai duceți? Ce mă bucur că am mai filmat un bike vlog. Sincer, nu face foarte mare plăcere să fac bike vloguri. Și sper să vă placă acest bike vlog. Hai încă un pic și după avem vale și putem să mergem mai lejer. Să mai bag un mini bunny hop, ia. Am crezut că vine mașina. A, acum fac bunny hop mai mic. Ce nasol e că nu pot să schimb pinioanele și trebuie să merg așa. Pe unde mai dăm de zăpadă? Că pe asfalt umed pot să merg și vara. Vreau să merg pe zăpadă eu. Da, doar în unele zone văd că e zăpadă înghețată. Ați văzut, de exemplu, acolo unde am coborât la Hanul Mureșenilor, am coborât super lejer. Era zăpada nu era înghețată și a fost super șmecher.
Sper că mai am baterie la GoPro, nu m-am uitat, dar Doamne ajută, sper că mai filmează. Hai că mai facem o coborâre și după aia încheiem și noi bike vlogul, după aceea încheiem și noi bike vlogul. Da, trebuie să încep să merg iarăși cu bateria externă după mine. Înainte mergeam cu baterie externă numai la trasee de astea puțin mai lungi, dar acum se pare că am nevoie și la trasee mai scurte, că mă ține super puțin bateria la GoPro și asta e cam nasol. Hai să coborăm pe aici, că pe aici trebuie să fie mai multe zăpadă, aici la dreapta mă refer. Așa. A, și aici e curățat. A, și aici e curățat, din păcate. Bine, din păcate pentru mine, din fericire pentru cei care au mașini. Mie îmi place să fie zăpadă. Ura! Fai, n-am mai făcut de mult un stopi. Hai să ne oprim aici în zăpadă și să încheiem bike vlog-ul. Cam atât a făcut acest bike vlog, eu sper v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Bineînțeles, dacă doriți să mă aștept de mult. Și până data viitoare, eu voi spune bye bye.